Câmpeanu. O informație interesantă care merită detaliată este aceea că în lumina unei decizii a Curții Constituționale de anul trecut, președintele, în prezența unui prim-ministru destituit prin ordonanță de urgență, nu ar mai putea să-l nominalizeze pe acesta nici la prima variantă, nici la a doua variantă. Despre asta stăm de vorbă cu politologul Cristian Pârvulescu. Bună seara, domnule profesor! Da, domnule Prelipcea! O decizie a Curții Constituționale pe care dumneavoastră ați început să ne explicați aseară, nu mi-aduc aminte, n-am reținut foarte bine care sunt argumentele pentru a doua nominalizare. Cu prima am înțeles că exact la asta se referă decizia. Cum e cu a doua? De fapt, decizia nu se referă la prima sau la a doua nominalizare, se referă expressis verbis la nominalizarea lui Ludovic Orban anul trecut, care din punctul de vedere al curții s-a făcut fără consultări, fără ceea ce curtea numește comportament constituțional loial al președintelui, și atunci au obligat la o altă numire și la alte consultări. În realitate, ceea ce spune curtea este simplu. Nu se poate face o nominalizare dacă nu există o majoritate. Iar președintele, este vorba de punctul 124 din decizie, vă spuneam și aseară și repet, este o decizie aprobată cu o majoritate de 7-2. Două din judecătoare au făcut opinie separată și au avut argumente serioase împotrivă, dar asta este decizia care a fost luată și aici se specifică foarte clar, inclusiv cu citate din un aviz al Comisiei de la Veneția, că scopul acestor consultări este formarea unei majorități și că președintele trebuie să depună eforturi, citesc din decizie, să depună eforturi în sensul desemnării unui candidat care să poată coagula o majoritate necesară investirii guvernului și să aibă convingerea că persoana desemnată este în măsura să realizeze acest lucru. Deci, de ce nu poate fi numit domnul Câțu? Nu pentru că se face prima sau a doua oară, ci pentru că domnul Câțu nu poate coagula o majoritate. Și aici vedem jocul foarte ciudat al partidelor politice, care nu se înțeleg. Ăsta este motivul pentru care președintele nu l-a convocat la Cotroceni, pentru care are această decizie care spune că trebuie să medieze, dar să țină cont și de declarațiile partidelor. Și asta reproșau cele două judecătoare, doamna Stanciu și doamna Tănăsescu, faptul că declarațiile actorilor politici, declarațiile politice ale actorilor politici sunt considerate ca fiind surse de decizie constituțională, pentru că președintele trebuie să țină cont de ele. Dacă oamenii spun că nu se înțeleg, președintele nu-i poate chema să se înțeleagă pentru că i-au afirmat deja acest lucru. Ăsta este motivul pentru că le-a mai dat ceva timp. Iar președintele a spus că se poate declara până când nu se hotără să formeze o majoritate, în principiu pentru a susține pe domnul Câțu. Acest guvern va funcționa. Va funcționa mai mult de 45 de zile constituționale, pentru că avem precedentul situației din 2009, când guvernul Boc demis la moțiune de cenzură, ne aducem aminte, prima moțiune de cenzură care a avut succes, a rezistat mai mult de 45 de zile. Sigur, președintele pune o presiune pe actorii politici, pe partide, să găsească o soluție, dar soluția se referă, și cu hotărârea Curții Constituționale e clară, soluția se referă la coagularea unei majorități, nu la alegeri anticipate. Declarațiile domnului Ciolacu, care este cel care a făcut contestarea la Curtea Constituțională, care a primit răspunsul ăsta, era președintele Camerei atunci, declarația domnului Ciolacu privind alegerile anticipate intră în contradicție cu ceea ce spune această decizie. Deci președintele o urmează întru totul și așteaptă ca partidele să facă gesturile necesare, va avea primele consultări săptămâna viitoare la început, dar în momentul de față nu se poate întrevedea niciun fel de consens, niciun fel de majoritate, deci nu-l poate nominaliza pe domnul Câțu. Și ăsta este motivul pentru care nu-l poate nominaliza. Nu pentru că interzice decizia Curții Constituționale, ci pentru că Curtea Constituțională spune ceea ce trebuie realizat cu loialitate este să apară o majoritate, să fie coagulată o majoritate în momentul în care se intră la negocieri la Cotroceni. De altfel, președintele în declarația de astăzi ne-a oferit aceste două indicii. Primul, că orice persoană care poate strânge o majoritate poate fi nominalizată, adică există această posibilitate să fie nominalizată
o persoană care strânge, care strânge majoritatea, pentru că jurnaliștii au început să rostească nume. Dar Florin Câțu ar putea, dar Ludovic Orban ar putea și așa mai departe. Președintele a spus cineva care să fie în stare să strângă majoritate. E condiția pe care a pus-o curtea, ne-ați explicat. Și celălalt indiciu pe care ni l-a dat președintele a fost că el nu crede că încă de la primele consultări se va obține această soluție. Cât credeți că va dura? Ideal ar fi să dureze cât mai puțin. Ideal ar fi fost ca mâine să înceapă deja consultările, dar cum vă spuneam, la moțiunea de cenzură, liderii partidelor politice au făcut tot posibilul să nu se poată ajunge la un compromis. Și iertați-mă, dar nu vorbim despre niște lideri neexperimentați. Au făcut-o știind că vor ajunge într-un asemenea impas. Așa că până când nu se vor hotărâ, fie să susțină din cauza situației sanitare grave, un guvern minoritar Câțu, chiar dacă declară că nu-l susțin, trebuie să declare înainte, să anunțe lucrul ăsta. Fie că vor face o altă propunere, abia atunci întâlnirile de la Cotroceni vor avea un sens. Însă decizia aceasta mai spune ceva, că președintele trebuie să joace un rol activ. Altfel spus, nu doar îi lasă să își expună punctele de vedere, ci încearcă să contribuie la formarea unei majorități care să guverneze țara. Și asta este partea a doua pe care o să o vedem săptămâna viitoare pusă în aplicare. Așa cum bănuim noi, președintele va încerca să coaguleze o majoritate în jurul domnului Câțu, dar să coaguleze o majoritate, chiar dacă guvernul va fi minoritar. Deci cineva va trebui să sprijine acest guvern minoritar și acel cineva poate fi USR Plus sau PSD, iar USR Plus și PSD declară în acest moment că nu vor să susțină un guvern Câțu, deci nu există condiții constituționale. Și agravarea situației sanitare pune presiune în special pe USR, dar cu siguranță și pe PSD. Iar PSD va fi obligat să ia o decizie sau să încerce să vină cu o propunere de prim-ministru și să încerce să coaguleze o majoritate sau să accepte sprijinirea unui guvern minoritar. Cam asta este situația care se vede în momentul acesta, analizând și decizia 85 din 2020 a Curții Constituționale. Mai am câteva întrebări pentru dumneavoastră, domnule profesor, dar aș vrea să le spun telespectatorilor că sunt cu noi Pavel Popescu, vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Bună seara! Bună seara! Și Ionuț Moșteanu este vicepreședinte USR Plus. Bună seara! O să fie în direct cu noi domnul Moșteanu. Domnule profesor, cei de la PNL în anunțurile pe care le-au făcut nu au exclus posibilitatea despre care vorbim noi aici, pentru că toate declarațiile lor au sunat în felul următor. Noi am luat o decizie în forul nostru de conducere, propunerea noastră de prim-ministru va fi Florin Câțu, dar asta nu exclude nicicum posibilitatea ca președintele, care are acest atribut, are această posibilitate, are acest drept să facă orice altă nominalizare. Evident, Partidul Național Liberal nu este niciun fel condiționat de decizia Curții Constituționale. Poate să propună orice. Președintele este condiționat. Iar președintele trebuie să facă o propunere, să nominalizeze o persoană ca prim-ministru desemnat dintre cei care pot coagula o majoritate, care pot dovedi că există o majoritate. V-am spus de nenumărate ori, poziția Curții Constituționale e o poziție parlamentaristă. Această decizie este în această linie. Altfel spus, Parlamentul este prioritar în raport cu președintele și cu primul ministru din perspectiva aceasta și ajunge la o situație care este cel puțin curioasă. Declarațiile politice, care sunt simple opinii, devin elemente în decizia pe care președintele o ia. Dacă își schimbă declarațiile politice, atunci cu siguranță președintele poate să ia o altă decizie. Dar astea sunt condițiile. Președintele are mai puțină libertate acum decât avea în urmă cu un an de zile, mai ales că, să știți, în această decizie, Curtea insistă asupra unor decizii precedente și asupra faptului că precedentul contează din punct de vedere constituțional. Pavel Popescu, excludeți posibilitatea asta ca președintele să facă altă nominalizare decât propunerea pe care o veți face dumneavoastră, Florin Câțu? Nu excludem această posibilitate, desigur, dar în momentul de față ar fi o chestiune total irațională. În urma dialogului politic care a existat între partidele, toate partidele din România, pentru că avem câteva fapte și, vedeți, ne deranjează acest zgomot al certurilor politice, pentru că nu se analizează
concret pe timeline, da, ce s-a întâmplat în acest moment. E important ce s-a întâmplat? Nu e important să avem o soluție de aici încolo? Nu e important ce s-a întâmplat ca să știm cum putem ieși din acest impas. Cel mai important acum este să putem guverna țara, ceea ce se întâmplă. Scuzați-mă, domnule Prilipceanu, dar astăzi în România sunt doar două partide responsabile. PNL și UDMR. Desigur, ele sunt atacate. PNL-ul este atacat din toate părțile, da? Absolut de toate partidele, inclusiv de cetățeni, dar realitatea este una singură. Sunt singurile partide care și-au asumat într-o criză mai gravă decât cea din 2020. Întrebarea e dacă Florin Câțu poate aduna o majoritate, poate coagula o majoritate care să-i susțină guvernul. Eu cred că Florin Câțu poate aduna această majoritate. De și unde? Vă spun. Cum? Păi, haideți să vă spun. Eu cred că suntem în următoarea situație. Chiar aseară vorbeam cu alți colegi într-un alt studio de televiziune de la cele trei partide, da? PSD-ul a spus, pus subiect și predicat, nu vrem să facem o nominalizare, da? USR-ul a spus, nu intrăm la guvernare, au fugit practic la guvernare, că asta au făcut, decât în anumite condiții și condiția supremă este ca Florin Câțu să nu mai fie prim-ministru României. Adică același șantaj clasic pe care îl trăim în raport cu USR-ul de cel puțin 3 ani de zile, la nivel local, la nivel regional sau la nivel, uitați, național. Și da? Soluția care? Și Aurul spune, noi vrem imagine, cam asta spune Aurul, vin cu Călin Georgescu, da, omul Rusiei, etc., etc. Da? Astăzi, soluția este una foarte simplă. În Parlamentul României, partidele politice, după un dialog pe care vor avea în următoarele zile, să vină cu o propunere de premier, da? Fiecare dintre ele, deci este responsabilitatea inclusiv a PSD-ului și a USR-ului sau a Aurului să vină cu o propunere, ceea ce nu se întâmplă. PNL-ul, în pofida a ceea ce se spune în spațiu public, a venit deja cu această propunere. Deci este la această linie de start înaintea tuturor. Avem propunerea. Propunerea PNL-ului este premierul Florin Câțu. Președintele poate lua în considerare doar propunerile care sunt capabile să strângă o majoritate. Florin Câțu nu este capabil să strângă o majoritate câtă vreme și cei de la USR spun poate, că fără el. Scuzați-mă, domnule Prilipceanu, majoritatea se decide în Parlament. Majoritatea se decide prin vot în Parlament. Adică un partid politic vine cu propunerea de prim-ministru, mergem, luăm cele două urne și-l votăm. Decizia curții nu spune că președintele încearcă cu un premier desemnat să obțină o majoritate. Decizia curții spune că președintele caută un candidat care e capabil să strângă majoritate și îl nominalizează. Fără doar și poate, dar vă dați seama că președintele României se va duce cu această propunere de posibilă majoritate atunci când va avea certitudinea că cei care pleacă la vot, indiferent de partidul de care vorbim, suntem pe aceeași pagină. Da, suntem pe aceeași pagină. Cum se obține această majoritate? Cum obține Florin Câțu? Da. Prin negociere politică. Cum credeți că a obținut Ludovic Orban darea jos a guvernului Dăncilă și investirea când guvernului? Când negociați? Înainte sau după consultările de la Cotroceni? Că președintele trebuie să aibă o soluție. Îi duceți președintele o soluție? Suntem în proces de negociere. Noi astăzi suntem în proces Ați de negociere. Ați început negocierile cu USR? Nu știu. Nu pot să vă spun. În condițiile în care se comportă USR-ul astăzi, nu pot să vă spun. Atunci negociați cu PSD? Nu, pot să vă spun nici că negociem cu PSD-ul. Păi ce soluție îi duceți președintelui? Păi, o secundă. Consultările cu președintele au loc săptămâna viitoare. În această săptămână noi suntem în consultări și în negocieri cu partidele politice din România. Nu pot să vă dau mai multe detalii cu privire la cu cine negociem și cum negociem, dar negociem o majoritate în Parlamentul României cu propunerea noastră. Este absolut normal să se întâmple acest lucru, pentru că prioritatea numărul unu este guvernarea acestei țări, nu în regim cum se întâmplă acum, adică într-un regim de urgență. Nu putem da ordonanțe, nu putem da... Ionuț Moșteanu, bună seara, stăm de vorbă imediat, mergem înainte la guvern. Raed Arafat, îl urmărim. Administrare a treburilor publice necesar bunei administrări a guvernului. Deci asta este în ce privește hotărârea de guvern. Măsurile nu se schimbă, rămân aceleași incidențe, rămân aceleași măsuri care se cunosc și rămân implementate mai departe pe încă 30 de zile. Mai vreau încă o dată să subliniez, că să clarific o situație, să subliniez anumite aspecte în privința ordinului de limitare a activității medicale în spitale în ce privește cazurile cronice sau cazurile
elective, cum spunem noi. Din nou vreau să subliniez ce am zis și data trecută la briefing și am zis în mai multe declarații. Ordinul nu închide spitalele. Ordinul nu închide serviciile ambulatorii care rămân deschise și nici nu sunt menționate în ordin. Persoanele care au nevoie de investigații, care au probleme și vor să fie consultați, merg pe același mod în care au mers medic de familie, ambulatoriu de specialitate, pot fi investigați. Ordinul ce face este să pună o prioritizare între cazurile ce pot fi amânate și situația în care ne aflăm și unde avem cazuri care au nevoie de resursa umană suficientă, dedicată lor, cu specialitate în domeniul terapie intensivă, anestezie, urgență, toate aspectele care sunt legate de acest tip de cazuri, care sunt cazurile COVID-19, și decizia ce caz poate fi amânat și ce caz nu poate fi amânat este a medicului. Nu se face nici prin ordin, nici de către emitentul ordinului, nici de către șeful spitalului, și este medicul care decide că un pacient poate fi amânat. Am dat exemple și le dau din nou. În loc să am resurse, un anestezist, pe lângă chirurgul care operează, un anestezist, un asistent de anestezie, resurse, oxigen, una, alta, pentru o operație de hernie de disc care poate foarte ușor să fie făcută peste 2-3 săptămâni, prefer ca anestezistul să fie la terapie intensivă să îngrijească un bolnav care poate peste o oră sau două să fie în stop cardiac. Este prioritizarea resurselor ce am făcut. Este un principiu foarte cunoscut în domeniul medicinii de dezastre și se aplică când avem limitare de resurse și avem nevoie de resurse în acest sens. Nu suntem nici prima, nici ultima țară care ia astfel de măsuri. Să iau temporar, măsura e temporară, acum este prevăzută pe 30 de zile și este o măsură care acție la situația în care o avem și care necesită anumite măsuri speciale într-un moment special, care înseamnă cifrele care le vedem, înseamnă cifrele care le avem în terapie intensivă, cifrele care le avem în unitățile de primiri urgență și, bineînțeles, toate măsurile care se iau pentru creșterea numărului paturilor și care are nevoie de resursa umană, iar resursa umană, una din modalitățile de disponibilizare a ei, este limitarea activităților ce pot fi amânate fără afectarea sănătății pacientului. Deci cu asta am terminat. Vă rog dacă aveți întrebări. Bună seara! Despre ordinul despre care ați vorbit și dumneavoastră, domnul Alexandru Rafila, deputat din partea PSD, a avut astăzi o conferință de presă și a spus acesta că vă invită la începutul săptămânii viitoare în Parlament să dați explicații despre acest ordin. Dacă ne puteți spune, veți merge la această invitație? Doamna, când sunt invitat și mai ales dacă nu avem probleme care necesită intervenții de urgență, mă duc și sigur o să iau manualul de medicină de dezastre cu mine. Deci nu aveți de gând să retrageți ordinul așa cum vă cerea. Deci la acest moment retragerea ordinului și revenirea la situația în care spitalul este plin de cazuri ce pot fi amânate și știe foarte bine lumea medicală ce vorbesc, știu foarte bine ce spun. Și în același timp avem presiune pe spital, pe cazuri care nu pot aștepta, măsura care am luat-o este măsura care o ia orice manager care se ocupă de o situație de dezastru, de o situație de catastrofă medicală, care nu putem să nu o recunoaștem, ea există. Manualele descriu acest lucru, prioritizarea există, noi nu spunem că un bolnav care trebuie să fie operat pe un motiv, de exemplu oncologic, care nu suportă amânare, să nu fie operat, medicul poate să-l opereze. Dar un pacient care are o problemă, care necesită investigații și mai poate fi amânată sau poate fi făcută în ambulatoriu. Deci acest lucru se face ca să lăsăm loc pentru ce acum înseamnă salvare de vieți. Deci salvarea de viață întotdeauna are, cum să spunem, prioritate și asta este un principiu în medicina de dezastre care toți care au făcut pregătire în acest domeniu îl cunosc foarte bine. Și aș mai avea o întrebare. După ce guvernul a fost demis prin această moțiune de cenzură, v-ați gândit vreo clipă să vă dați demisia sau vreți să continuați și alături? Doamne, eu sunt secretar de stat, sunt numit de primul ministru. Primul ministru, când consideră, poate să mă demită. Dacă consideră, poate să mă țină. Eu îmi fac treabă până sunt în această poziție. Vă mulțumesc.
Și eu mulțumesc. Bernaschi, observator Antena 1. Domnule Raed Arafat, aș vrea să vă întreb dacă este normal ca românii care merg la restaurante să li se ceară un certificat verde pentru a intra în restaurant și pentru a consuma acolo, în timp ce angajații din restaurantul respectiv nu sunt vaccinați și nu le cere nimeni. Nu, nu este normal, vă dau dreptate, numai că sunt două chestii care reglementează. Una este problema care o reglementăm pe acces, pe problema de sănătate publică, cealaltă este pe raportul de muncă și cealaltă problemă cu angajații are două soluții. Soluția bunului simț, ce înseamnă că patronul restaurantului să se asigure că angajații lui cel puțin sunt testați. Și a doua soluție este soluția prin lege, care să impună aceste reguli, dar numai prin lege și prin adoptare la Parlament, nu prin hotărâri de guvern sau alte modalități care implementează măsurile de sănătate publică generală. Deci problema raportului de muncă nu putem să o afectăm decât dacă va veni o lege care să aprobe acest lucru. Dar să le permiteți românilor să meargă în restaurante fără a folosi certificatul verde, mai există această variantă și peste 6 la mie? Deci să nu folosească certificatul verde la restaurante și peste tot, dacă aveam persoanele care merg, dacă aveam procentul de vaccinare destul de mare, în sensul în care să știm că cei care se infectează mult mai puțin ajung dintre ei la terapie intensivă, poate că ajungeam să facem ce a făcut Danemarca, ce au făcut alte țări. Dar la acest moment n-ai cum și vedem care este de fapt impactul. Vedem impactul pe sectorul sanitar, care este unul foarte serios la acest moment. Motivul acestui impact, în mod deosebit, este că avem un teren prielnic de răspândire și de impact al variantei Delta. Ea se răspândește repede, foarte ușor, are impact mai ales asupra persoanelor care nu au beneficiat de vaccinare. Asta este motivul pentru care se ajunge în terapie intensivă, se ajunge pe nevoi mari de oxigen, se ocupă paturile din spital, altfel marea majoritate a celor vaccinați au simptome foarte ușoare. Într-adevăr, au ajuns unii vaccinați să aibă nevoie de asistență avansată, dar erau cu vârsta foarte înaintată și cu foarte multe probleme medicale asociate, cum zicem noi, comorbidități. Din punctul dumneavoastră de vedere ca specialist, la ce procent de persoane, cetățeni români vaccinați, ar trebui să ajungem astfel încât să renunțăm la restricții, la certificat verde și la tot? Țările afară nu prea au renunțat la certificatul verde, cam tot îl folosesc, în mare parte dintre ele, să zicem, țările europene, dar procentul pentru a avea liniște, să zicem, și să știm că nu avem impact serios pe sistemul sanitar, rămâne procentul de 70%. Cu cât varianta e mai ușor de răspândit, cu cât procentul trebuie să fie ceva mai ridicat. Noi suntem totuși încă la aproximativ 30%. Suntem împreună cu Bulgaria, reprezentăm chiar coadă la numărul și procentul vaccinaților și cred că plătim la acest moment prețul pentru acest lucru. Bună seara! Aș dori să vă întreb dacă ordinul privind prioritizarea pacienților COVID-19 în spitale a fost transmis către spitale. Normal. A fost transmis din momentul în care a fost semnat. Astăzi l-am prelucrat din nou, ca să nu fie interpretări greșite, că am primit că un sanatoriu, managerul vrea să-l închidă, nimeni n-a zis să închidă sanatoriile. Ordinul e foarte clar. Să ne obișnuim un lucru numai. E un lucru foarte simplu. Înainte să comentăm ceva, să-l citim cap-coadă. Să-l citim o dată, de două ori, dacă nu înțelegem să întrebăm și după care să-l comentăm. Problema la noi este că citim titlul, eventual citim cine a semnat și după care începem să comentăm, dar nu citim ordinul. Cine citește ordinul vă asigur că va înțelege foarte clar că ordinul nu este cum se zice și este un ordin care permite prioritizarea fără un impact major asupra sănătății pacienților care au nevoie de îngrijiri. Mai ales cei care au nevoie de îngrijiri imediate nu vor suferi. Cei care nu pot fi amânați nu vor suferi. Precizările șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, după ce, cel mai probabil din această cauză vin aceste precizări, după ce Avocatul Poporului și PSD au reacționat. Îl acuză pe Raed Arafat, acuză guvernul că limitează dreptul cetățenilor la asistență medicală prin ultimul ordin care oprește internările și operațiile non-urgente. La momentul la care au fost precizate aceste noi reguli, Raed Arafat a explicat că ele nu se aplică femeilor gravide,
bolnavilor de cancer și pacienților care au nevoie de dializă. Chiar și așa, reacțiile au existat, cum spuneam, de la PSD și de la Avocatul Poporului. Invitații noștri, ne întoarcem la discuția politică. Ați văzut cât de complicată este situația sanitară și va fi din ce în ce mai complicată. Trebuie rezolvată criza politică, ne interesează cum. Și Ionuț Moșteanu, suntem foarte curioși dacă veți merge cu o soluție la Cotroceni sau așteptați ca prin discuțiile cu președintele să apară o soluție. Domnul Pârvulescu a explicat foarte bine la începutul emisiunii care sunt scenariile cu care lucrăm și care sunt principiile constituționale care trebuie să guverneze aceste scenarii. Venirea în Parlament cu un premier nu e o alba neagră, venim cu un premier și vedem dacă strânge, poate strânge, poate nu strânge voturi. Nu, toate discuțiile astea trebuie să aibă loc înainte la Cotroceni. Fie între partide și apoi la Cotroceni, fie la Cotroceni, apoi între partide, apoi încă o dată la Cotroceni și în final să se vină în Parlament cu o propunere de premier care coalizează o jumătate plus unul dintre parlamentari. În momentul ăsta, domnul Florin Câțu nu mai are această jumătate plus unul, din contră, a avut foarte mulți care l-au trimis acasă, e foarte clar că nu va avea voturi nici de la PSD, nici de la UR, nici de la PNL și nici de la vreo 30 de peneliști, probabil. Să nu uităm că s-a complicat acest joc pentru că au apărut foarte bine profilați și acești 30-40 de peneliști, echipa Orban, să le spun așa, care au stat separat la dezbaterea moțiunii și care au semnat ieri o hârtie, apoi că îl vor pe Ludovic Orban. Oricum, încă un amănunt care complică lucrurile și nu le face atât de simple. Revenind, poziția USR Plus a fost foarte clară. Ne întoarcem la masa negocierilor pentru a reface coaliția, după ce PNL sau dacă PNL propune un premier, dacă PNL spune vrem să refacem coaliția, dar nu mai avem premier, avem noi premier. Însă condiția numărul unu este să vedem că și PNL, și UDMR, și președintele Klaus Iohannis vor refacerea acestei coaliții. Pentru că sunt două scenarii. Ăsta e sensul constituțional, ăsta este sensul deciziei Curții Constituționale. Lucrurile sunt simple. Întrebarea aici este următoarea. Veți fi nevoiți să stați de vorbă cu Florin Câțu, că este șef la PNL? Stați de vorbă cu el pentru că vă pune președintele sau stați de vorbă cu el ca să găsiți o soluție până vă întâlniți cu președintele? Stăm de vorbă cu el pentru că este șef la PNL. Dumneavoastră, când? Membrii PNL, în înțelepciunea lor, au spus că Florin Câțu trebuie să conducă PNL și instituțional va trebui să discutăm cu Florin Câțu. O să vedem dacă în perioada asta, în zilele următoare, săptămâna viitoare sau după consultările de la Cotroceni. Există toate variantele în momentul ăsta. Se poate discuta pe toate variantele. O să ne deci nu vă grăbiți, înțeleg. Păi dacă noi ne grăbeam, dacă președintele nu se grăbește, noi credeam că e grabă. E grabă de acum o lună și ceva. Că această în felul ăsta îmi răspundeți indirect la prima întrebare. Octombrie. În felul ăsta ne spuneți că de fapt așteptați ca președintele să vă spună ce să faceți. Nu, președintele nu vă duceți acolo cu o soluție. Președintele trebuia să medieze această criză politică de pe 1 octombrie, de când a izbucnit. Nu a făcut-o, acum spune că e grav, dar să nu ne grăbim. Știți care e problema? Soluția oricum la dumneavoastră. La dumneavoastră toți cei care v-ați certat, v-ați înjurat, nu v-ați mai înțeles, toată lumea dă vină pe toată lumea și soluția totuși tot la dumneavoastră e. Și atunci? De fiecare dată dezgropați securea războiului, de fiecare dată o scoateți la, dar la lumină. Dar nu e niciun război, nu e niciun război. Sunt niște consecințe ale unor acțiuni politice. Florin Câțu a dinamitat coaliția asta acum o lună și ceva. Am spus că nu-l mai susținem. PNL trebuie să țină cont și de noi, dacă vrea să discutăm. Am înțeles. Sau să se ducă cu de aceea îl întreb pe Pavel Popescu. Îi sunați pe cei de la USR până vă întâlniți cu președintele sau așteptați să vă zică ceva președintele? Evident că vor exista discuții. Pentru că președintele spune așa, oamenii ăștia au nevoie de câteva zile să ajungă la soluții și la abordări mature. Ori dumneavoastră au trecut 24 de ore de când a spus asta președintele și încă nu v-ați văzut, nu v-ați întâlnit și nici nu păreți dispuși. Ce o mai fi și asta? Nu puteți ști. În primul rând vreau să dezmint ceea ce a spus domnul Moșteanu. Nu există acea tabără Orban în PNL care să susțină un punct de vedere diferit scrisoarea de cel al există? Partidului. Ascultați-mă, acea scrisoare este un draft de fals? Scrisoare. Da, am putea, poate nu în integralitatea ei, dar o bună parte din semnăturile de pe acea scrisoare au fost puse pe acea scrisoare de pe un draft de susținere. Bun, vreau să spuneți că e un fals?
Știți de ce mai avem nevoie? De măcar o persoană, măcar unul dintre semnatari să recunoască faptul că nu a semnat. Și atunci toată lumea va fi de acord cu dumneavoastră. Uite, eu vă promit că am să discut cu cel puțin 2-3 colegi cu care am discutat. Arătați-ni, spuneți-ni, suntem și noi curioși. Și dacă ei vor fi de acord să facă această dezvăluire, să vă spun că această scrisoare nu a fost și vă spun cu certitudine că am avut discuții cu minim 2 colegi care nu au. La soluțiile pe care președintele le-a ieșit public și a spus. Cel deputatul de la Brăila, colegul meu de la Brăila, a ieșit public și a spus: n-am fost sunat, nu m-a contactat nimeni, mi-am aflat numele pe acea listă. Și mai sunt câțiva colegi, prefer să vă spun. A semnat sau nu a semnat, că nu contează, l-au sunat. Adică nu l-a sunat nimeni și a văzut numele pe acea scrisoare. Deci n-a semnat. Nu a semnat. Bun. Este oficial. Mai dați-ne câteva nume. Nu vă dau câteva nume, prefer să în responsabilitatea lor colegii vor ieși public. Am certitudinea, cu unii dintre ei am vorbit. Ce pot să vă spuneți-ne spun, acum, spuneți-le tuturor celor care ne urmăresc, dacă dumneavoastră veți merge la Cotroceni cu o soluție sau veți merge la Cotroceni cu supărarea asta pe care o aveți cu cei de la USR. Noi nu vom merge cu supărare, vom merge cu o soluție la Cotroceni, dar e foarte interesant ceea ce spune domnul Moșteanu, pentru că exemplifică foarte clar ceea ce v-am spus și eu, și anume faptul că niciodată PNL nu va pretinde, de exemplu, să vorbească într-o negociere politică cu USR-ul cu domnul Ghinea. Sau cu domnul, înțelegeți ce spun? Adică nu poți. Domnul Moșteanu ne spune că vine la negocieri cu domnul Florin Câțu, care este președintele aparent partidului. Aparent tot timpul din lume să vă consumați supărările. Dar repet, pentru mine, credeți-mă, orice discuție personal, pentru mine orice discuție pe acest subiect este o pierdere de timp astăzi în comparație cu ceea ce se întâmplă pe criza sanitară. Și faptele sunt acestea, domnule Prilipceanu, în timp ce noi, inclusiv, mă refer la mine, da? Eu, domnul Moșteanu, venim să facem gargară politică la TV. Poate în guvernul României există un guvern așa, împușcat, atacat, amărât, blamat, care conduce România într-o perioadă de criză. De ce nu e și domnul Moșteanu, de ce nu e și domnul Drul acolo, de ce nu e și domnul Barna acolo, de ce nu e și doamna Mihaela acolo? Întrebați-i pe ei. Domnule Moșteanu, au plecat de la guvernare. Asta este realitatea, asta este adevărul. Un minut replică, și s-au vă rog. Pus de-a curmezișul și au spus: Florin, nu mai vrem să auzim de PNL. Vă rog. Această coaliție pe 1 septembrie, când a decis să dea acel tun de 50 de miliarde pentru că îi trebuia dânsului pentru alegerile din partid. În ziua aia l-a demis pe Stelian Ion a doua oară, al doilea ministru a încălcat acordul de coaliție, a doua zi am hotărât să nu-l mai susținem, a treia zi am mai avut o discuție în coaliție pe 3 septembrie, a zis că rămâne agățat de scaunul de la Palatul Victoriei, am depus moțiune, apoi a blocat moțiunea cu PSD-ul, apoi colegii mei, și câte s-au schimbat de atunci și cât de gravă este situația. Vă rog să mă lăsați să termin. Vă rog, terminați, dar repede. Apoi colegii mei și-au dat demisia pentru a declanșa a doua procedură constituțională prin care să-l obligăm pe Câțu să vină în fața Parlamentului, până la urmă iată că a venit și a fost demis. Astea sunt faptele și asta este istoria ultimei luni. În ce măsură ne ajută lucrurile astea pentru soluția poporului român să spui că planul Angel Salini este... Ne-am lămurit. Soluția va veni, probabil, abia după o primă rundă de consultări, chiar președintele spune asta, din ce am văzut în seara asta, partidele nu sunt dispuse să meargă cu soluția gata pregătită.